Două accidente au avut loc în mai puțin de 24 de ore în apropierea stadionului Cluj Arena. Un tânăr a fost rănit într-unul din cele două accidente, în care au fost implicate în total 4 mașini și un tramvai. Două accidente au avut loc la aproximativ 12 ore distanță pe splaiul Independenței din Cluj-Napoca, în apropierea stadionului Cluj Arena. Primul accident, în care au fost implicate două mașini și un tramvai, a avut loc joi seara. Unul dintre șoferi a intrat în depășire, spun martorii, dar a pierdut controlul mașinii pe șinele de tramvai UD, după care a lovit un tramvai și un al doilea autoturism, care a fost proiectat într-un stâlp de pe marginea drumului. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar cele două autoturisme au fost serios avariate. Un al doilea accident s-a petrecut în această dimineață în aceeași zonă. Un șofer de 34 de ani din Cluj-Napoca a pierdut controlul volanului într-o curbă, spun polițiștii, și a fost aproape să aterizeze în Someș. Mașina a pătruns pe contrasens, unde a lovit un autoturism care circula regulamentar, iar în cele din urmă s-a oprit într-un copac. În urma impactului, cea de-a doua mașină implicată în accident a luat foc. Flăcările au fost stinse chiar de șoferul mașinii, care a evitat astfel pericolul unui incendiu. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost rănit și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.